Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la nou clipul de 3, dar înainte ca să încep acest episod, v-aș ruga pe toți să nu uitați să apăsați butonul de like, dacă mă susțineți și vreți să postez mai multe clipuri cu acest joc. Ok, hai să vedem ce o să reușim să facem în acest episod, dacă o să reușesc să câștig, mi-am propus să dau cam aproximativ 3-4 curse pe acolo. Ok, și sper să se miște bine. Mamă, deja intră în mine. Chiar sper să iau locul întâi, ar fi foarte, foarte frumos. Sper să nu fie prea tare, să volumul la motor. Am dat gen puțin mai încet, dar na, sper să vă placă și să vă convine. Ok, mamă, un drift aici. Pe locul 3 sunt doar. Hai să vedem dacă pot să-l iau. 2 acum. Hai să vedem, 1. Nice. Am intrat pe locul 1, foarte tare. Sincer, după un timp atât de îndelungat, încă mai știu să joc și eu mă mir cum, dar na. Fiindcă a fost gratis, nu știu exact, nu mai știu site-ul cum se numea, Humble Bumble sau cum așa ceva de gen, gen cam așa se numea și, bine, eu l-am cumpărat înainte, dar foarte mult s-a cumpărat și dacă vreți să jucați cu mine, na, a fost gratis, de la 30 de euro, eu zic că se merită. Ok, hai că mai avem puțin și terminăm și cursa aceasta. Ok, hai să vedem. Și mai avem mult, mai avem totuși, nice. Sunt 3 lepuri. Și văd că se apropie cei din spatele meu, nice. Like. Am câștigat foarte tare. Hai să sper că nu vedeți voi mesajele de la Facebook. Deiu pe primul loc. Ok. Poate să fac și o serie multiplayer, nu știu, am să văd eu. Dacă, nu știu, dacă apăsați și voi butonul de like, dacă o place, o să mai continui seria, dar dacă nu, nu știu, o să oprim aici. Eu am mai filmat doar 3. Nice. Hai să vedem dacă în acest episod o să reușesc să facem nivel 14. De fapt 15. Hai să vedem ce putem alege de aici. O să iau Kenya în desert. Deci trebuie să fiu foarte, foarte atent. Și mașina o să iau aceasta, o să iau, pentru că n-am jucat cu aceasta. Sincer, trebuia să joc cu penultima, pardon, dar am zis să mai iau pe prim și pe a doua sau penultima. Pe a doua, pardon. Ok. Wow, arată destul de frumos. Sincer, nu știu ce marca e, dar na. Și am să încerc să repet pe tot parcursul episodului și vreau să vă mulțumesc pentru susținerea acordată. Chiar vreau să vă mulțumesc din suflet, sunteți cei mai dari. Vreau să vorbesc și despre organizarea unui giveaway. O să fac un video special unde vă veți putea înscrie. O să fac un giveaway cu Need for Speed Hot Pursuit, un joc din nou multiplayer și foarte tare, l-ați văzut pe canalul meu. Și, na. Ok, trebuie să fiu atent. Pentru că risc să ies din cursă dacă nu. De această dată m-a dat primul, dar, na, să fie mai complicat. Hai să vedem dacă putem face un drift. Oh, mi-a plăcut driftul. Hai să vedem dacă putem face și aici. Ah, e ok. Mamă, ce curbă luăm. Opa, a fost un drop frame aici. S-a blocat jocul, nu știu ce a fost, sincer. Nu ce mi de scuze. Așa mi-e ok. Hai să vedem și de la volan. Ok, hai să vedem ce să reușim să facem mai puțin. Dar na, nu e nicio problemă. Deci facem dreapta. Facem dreapta frumos. Și mai avem puțin încă până să ajungem. Ce mamă, ce drifturi facem, mamă, ești nebun. Ești nebun. Bă, frate, sincer, mai știu să joc încă. Chiar dacă a trecut ceva timp de când am mai jucat. Dar, na. Mai avem un lap, dacă nu știu, da, asta l-am luat. Mamă, ce viraj am avut aici. Suntem în Kenya, într-un deșert, dacă nu mă înșel.
Sper să nu fie muzica prea tare. Iar mergem mii de scuze și ajungem și la finish, după care vom mai da una clar. Iar dacă n-am fi vrut, ar mai fi lui să dăm. Ce m-am dus aici. Ok, pe primul loc. Acum o să fie puțin mai greu, pentru că va fi puțin mai greu, pentru că mă va da penultimul. O să fie puțin mai greu, na. Dar sper să mă descurc. Ok. Sper să se vadă gura mea de microfon, pentru că a fost un episod în care nu se vedea și era cam nasol, dar na. Și pe cum bine vedeți, am green screen-ul în spate. Ok. Hai să vedem, să vedem. Race. Da, după cum v-am spus, nu-i prea ok mașina asta, sincer să fiu. Păcat că m-a dat penultimul. E destul de tare mașina. Și grafica, eu zic că e ok, poate că e de la monitor, dar nu prea cred. Chiar dacă sunt setările pe medium, pentru că nu vreau să am lag, sincer. Ok, deci va trebui să am o viteză extravagantă de mare. Ok, uite că am trecut pe primul loc, ce l-am luat pe unul. Eu n-am problemă, mă duc. Trebuie să am mare grijă, pentru că a fost risat din garda, mar fail-uri și a fost nasol la rău. Se mă deranjează puțin muzica, dar nu pot să dau mai tare acum. Ok, hai să mergem așa. Am trecut 2. Nice. Pe cel din față nu cred că mai am șanse. Dacă iau 3, sunt cel mai tare. Ok, și vi-l recomand jocul, chiar merită să îl cumpărați. Eu l-am cumpărat din păcate, dar i-a fost gratis săptămâna trecută, sau acum două săptămâni, parcă. Nu știu exact când o să apare episodul și de azi, să zic. Nu înțeleg drop frame-urile acestea. Chiar nu le înțeleg. Din cauza internetului sau Steam-ului, nu știu. Am încercat să primim și nu face așa. Ce drift am făcut aici. Nu știu cum mi-a revenit. Nu mai am șanse, dar am trecut 2, nice. Uite că am ieșit și bine, pe primul loc la timp. Aici după timp se face. Asta a puțin melodia mai încet. Acum o să mai dăm pe Smelter. Va fi 1v1 și sunt 2 runde. După care mai dăm încă una și am să grijă acest episod. Cam dat până acum 3, da. Hai să vedem ce luăm aici. Da, se vede că am deblocat noi nivele, ca să zic așa. Ok, hai să vedem ce mai găsim noi pe aici. Smelter Final, acest final, văd că mai jucăm puțin aici și jucăm cu aceasta. E preferata mea. Sper să fie Mitsubishi și ar fi foarte, foarte tare. Dacă sunt rog, îmi mânge mii de scuze. Sau sunet pe un dal. N-am avut noroc din păcate. E Mitsubishi, dar seamănă cu Mitsubishi de data trecută, adică din prima cursă. It's something about Ted. Sper să nu fie prea tare melodia de pe fundal. Chiar nici mi-e scuze dacă e prea tare. cu volanul, dar am să încerc să joc și cu volanul. Bun, și aceasta încă 2 runde și am să încheie și acest episod. A fost un episod așa, să zic așa, ca și de reîncepere a serii de Dirt 3. Ok. Era fotografie de aici. Aparent se mișcă foarte tare acum în momentul de față. Bine, poate că mai laghează un puțin. Aparent e muscă în fața mea. Dar nu vom opri să joc. Ok, hai să mergem rapid așa. În episodul următor o să filmez Gods vs. Humans. Am văzut că v-a plăcut destul de mult episodul anterior. Primul episod, mai bine spus. Ok.
Hai să facem aici așa, o curbă mare, am făcut un viraj destul de mare. Văd că celălalt e destul de spate față de mine. Dar oricum vom mai da una, din păcate. Pe ploaie, dacă nu știu, dacă mi-am amintesc eu, din câte mi-am amintesc. Uite, am ajuns și la un nou lap. Așa. Și mai dăm una, fraților, și o să încheiem acest episod. Nu știu exact cât a durat. Dar sper să dureze peste 10 minute, că ar fi nasol să dureze puțin. Ok, și aici câștigăm și cursa. Practic am dat destul de multe curse în acest episod. Ok, nice. Foarte tare cursa asta, mi-a plăcut. Dar că arată și că sunt din România. Poate în episodul următor, dacă o să strângă multe like-uri, o să joc multiplayer cu player. Și evident că acolo ne putem înțelege și va fi foarte tare. Să simt dacă nu-i prea tare melodia. Da, am fost din cam tare, dar na. Ok, hai că derulăm puțin, că prea mult durează, sincer. Race, perfect. Din prima. Am spus eu că eu tot aceeași, dacă nu mă știu, doar că e în timp mai urât, ca să zic așa. Ok, hai să luăm repede viraj. Dacă vreți să jucați bine, v-a spus numele meu de pe Steam, este Crystal 710-710. A fost gratis, dacă l-aveți și vreți să jucați cu mine, adăugați, mă scrieți în comentariu YouTube și am să vă dau cu numele vostru și o să jucăm. Deci aceasta va fi, ok, aceasta va fi ultima cursă, mă cam bolbi și nu-mi prea place. Mamă, deci nu înțeleg drop frame-urile acestea. Dacă ar juca multiplayer, dar nu joc multiplayer, aia e chestia nasoală. Uite, mamă, deci cel mai nervant lucru să fie drop frame-uri. E clar, știu că internetul e slab. Atenția, duce la pierzare. În cauza drop frame-urilor care vreau să mă enerveze pe mine. Ok, și acum am primit numai că mă va suna cineva. Dar să primească ban dacă mă sună. Adică kick. Ok. Nice, am câștigat. Bun, fraților, cam atât și cu acest episod de Dirt 3. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Noi ne revedem în episodul următor cu Gods vs. Humans. Deci, pa, pa!